Zeci de șomeri din Prahova își doresc să lucreze în sectorul agricol din Danemarca. Astăzi, aceștia au dat testare la limba engleză, o condiție esențială pentru angajator. Pe 10 martie, însă, va avea loc o bursă a locurilor de muncă pentru Danemarca, în care sunt puse în joc 200 de posturi la cules de Mazare, Căpșun sau Dovlecei. Mâine este ultima zi când șomerii se pot prezenta la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova pentru a-și demonstra cunoștințele de limba engleză. Testul se dă în scris și multora le-a dat bătăi de cap, dar chiar și așa tot vor să încerce pentru că în Danemarca ar putea câștiga un salariu mai bun decât aici. Șofer, agricultură. Vă doriți să plecați în străinătate? Este mai avantajos? Câștigați mai bine? Da, este mult mai bine decât în România. Un trai mai bun. Nu vă descurcați cu veniturile de acum? Da. Engleză, dacă știm limba engleză. Unde doriți să plecați? În Danemarca. De ce? Pentru că nu avem de muncă în România și cred că se câștigă mai bine acolo. În momentul acesta nu aveți un loc de muncă? Da, nu am. De cât timp? De un an. Și să văd ce rezultat o să obțin. Aveți un loc de muncă sau sunteți în căutare? Nu, sunt în căutare. De cât timp? Deci nici șomaj, nici nimic nu mai am. Mai mult de un an. De mai mult de un an. Ce vi se spune că mergeți la angajare? Acum să văd. La angajare nu am șanse. Nu sunt de aici din oraș, sunt de la țară și acolo nu se găsesc locuri de muncă. După testul de limbă vor mai avea de trecut două obstacole, toate în engleză, întocmirea și depunerea CV-ului, dar și interviul cu angajatorii danezi. Urmând ca în perioada imediat următoare ei să transmită un CV model EuroPass în limba engleză către colegii noștri din Danemarca. Ulterior, dacă aceștia vor fi selectați de către colegii noștri din Danemarca, vor fi invitați să participe la selecție. Norocoșii vor lucra în sezonul aprilie-noiembrie 2011 în Danemarca pe o perioadă de câteva luni și vor fi plătiți cu 10 sau 15 euro pe oră. Vor locui însă în corturi aduse tot de ei și își vor prepara hrana pe loc cu propriile ustensile.